dintr-un cartier, pot fi și membrii echipei cu care lucrez la servici, pot fi și echipe mai largi, la nivel de comunități. Deci echipele sunt peste tot, iar iată, noi ca ființe am optat să facem parte din echipe, ca fiind ai făcut pusnici. Nu e niciunul retras la biserică, la mănăstire, în peștera din munți. Deci suntem cumva dornici să lucrăm în echipă și pentru asta trebuie să găsim calea să facem echipa productivă, să genereze plus valoare, să genereze rezultate. Și deși pare simplu, dar zic că este și greu, se pare că această cale este comunicarea. Și în seara aceasta, doamna Octavia Nicoup, care are un nume mai special, fiindcă stăuită cu un olandez, dar care are multă experiență în partea aceasta de lucru cu echipele și în comunicarea în echipe, atât la nivel de firme mari, cât și la nivel de firme mici, are bunăvoința și ne avem plăcerea să o urmărim, să susțină acest eveniment despre funcționarea echipelor. Dar, Octavia, te rog, prezintă-te mai pe larg, dă mai multe informații și doresc o seară bună tuturor. Cel puțin pentru mine una foarte interesantă, lucrez cu echipe. Mulțumesc, domnul Vorban, așa este, ați spus că vă luați pix și hârtie, mă bazez pe asta. Mă duc să iau, mă duc chiar acum, plec, iau o hârtie să avem pe ce să ne notăm ideile. Ideile importante trebuie reținute. Da, așa este. Eu sunt foarte bucuroasă că am văzut deja persoane pe care le cunosc, deci bună, bună, tuturor care mă știu. Știu că pe site este o prezentare despre mine, două chestii vă spun. Da, uite și Gabriela, bună, bună. Am fost manager de resurse umane într-o multinațională și acum sunt managing partner într-un startup care se ocupă în principal de consiliere educațională pentru liceenii care vor să se ducă în țări străine, dar fac și consiliere vocațională, career coaching și tot felul de webinari, training-uri prin metoda point of view la echipe și îmi place foarte mult să fac chestia asta. Azi vorbim despre echipe, și râdeam înainte să intrați toți aici cu domnul Vârban și cu colega Loredana, că ce o să zic eu astăzi, dragilor, e simplu, dar și complex, adică simplexity. Ok. Înainte să vă prezint ecranul, ceva despre conduita pe Zoom, cred că deja și sigur știți lucrurile acestea, puteți să vă puneți azi. Aici două degete. Pentru a fi și eu explicit cu toți care au ocazia să mă cunoască, mă numesc Cristian Varban. Varul de pe pereți, banul din buzunar. Ca să fie și eu de ținut minte. Și asta se pare că în strămoșii mei a fost și un bulgar. Aha, ok. Eu am greșit. Scuze. Nu numai olandez, sunt și bulgar. Da, clar. Așa, ce vreau să vă spun, toată lumea văd că e pusă pe mut și așa am stabilit să fie pusă pe mut. La un moment dat, când o să fie nevoie să vorbim, să discutăm, aș vrea să fie interactiv, vă invit să vă unmutuiți, nu știu cum să spunem asta, să vă puneți pe speaker și să share-uiți. Cam atât din partea mea. Dacă vreți să ne și vedem pe video, este ok, dacă nu, nicio problemă. Dacă cumva nu rețin cine vorbește, că sunt multe nume, o să spun, scuză-mă cum te cheamă, mă cheamă Mihai, bună Mihai și continuăm așa. Ok, văd că mai intră încă lumea în waiting room. Loredana, doar sfătuiești, mă încep acum sau mai așteptăm? O să încep deja, Octavia, și vor mai intra pe parcurs. Okay. Să îi primesc pe cei care vor mai veni. Super. Oricum, evenimentul este înregistrat și cine nu îl prinde de la început, îl poate relua. Sau chiar dacă ideile sunt mai dense așa și mai greu de asimilat din această primă întâlnire cu ele, vor putea relua atât înregistrarea cât și suportul de curs. Îl putem da participanților și celor care nu au putut participa? Exact. Da? Mulțumim, Octavia, pentru că unii, chiar dacă își doresc, chiar dacă s-au înscris, chiar dacă lucrează în echipe și lucrurile nu merg chiar așa bine și sunt preocupați, mă, cum să le facem să meargă? Da. N-au putut intra la eveniment. Și atunci vor relua evenimentul, atât scris cât și video, când vor avea această disponibilitate. Bine. Și mulțumesc frumos!
că ați intervenit și așa este, o să trimitem după webinar. Ok, am un slide aici de bine ați venit și exact, sună bine, dar cum facem acest lucru? Și domnul Valban a zis bine, măi, comunicare. Ok, îl fac bine, dar o să am succes? Da. O să aveți succes și vorbim puțin la sfârșit și o să mă împătășiți și voi ce credeți despre asta. Și într-adevăr, ce instrumente pot folosi astăzi? Cei pe care îi angajez sau sunt eu într-o echipă, eu sunt un millennial, eu sunt generația Y, nu înțeleg pe ăștia. Cine sunt ăștia? De ce nu mă înțeleg cu șeful? Da? Deci trebuie să ne gândim că o echipă o fac astăzi, dar și pentru următorii 10-20 de ani. Și asta înseamnă că trebuie să mă adaptez permanent. Cum este generația de astăzi? Nu știu, TikTok, Instagram, Facebook, trebuie să-i prind cu ceva. Da? Adică să-i aduc pe aceeași, nu știu, vibrație cu mine, cum se spune acum. În final am spus și aici, mulțumesc pentru participare, chiar vă mulțumesc și mulțumesc și fundație pentru această oportunitate. Hai să mergem mai departe. Să vedem. Pentru generalitate, că e un eveniment susținut gratuit. Da, mulțumesc și eu. O agenda. Agenda este foarte scurtă. Fac mai multe decât scriu aceste steluțe, dar e suficient. Structura este așa. Facem un icebreaker joculeț. Fac setarea de cadru într-o echipă. Și foarte mult știu că am intrat ca să vadă cum lucrez sau ce este acest instrument, points of view. Și vorbim când ajungem la steluța cu points of view. Bun. Așa, văd că am intrat 2-3 persoane. Avem un icebreaker. Toată lumea zice joculeț, știți cum e. Vai, Doamne, ce joculeț să fac pe digital, pe Zoom, că lumea nu face engagement. Vedem acum, am pregătit unul ca să fie un engagement. Ei, acest joculeț pregătește terenul pentru ce o să vă prezint și împușcăm 3 iepuri într-o lovitură. Primul iepure este că we have fun, da, ne distrăm puțin. Al doilea iepure este vă introduce, vă deschide un canal de comunicare pentru această metodă points of view. Și al treilea iepureț, iepuraș, este un cadru perfect pentru echipă. Vă explic mai târziu. Deci al treilea iepure o să-l aflați mai târziu. E un joculeț de 4 minute și am nevoie de voi la așa. Ok. Vreau să deschidă toată lumea chat. Pe telefon, pe laptop. Doar îl deschideți. Uite că fac și eu acum. Îl deschid așa, chat. Și puneți mouse-ul aici și aici veți scrie ce o să vă zic eu. Și nu trimiteți decât când zic eu trimite. Și când trimiteți, va fi o explozie de comentarii și Loredana mă va ajuta să le citim. O să fie foarte amuzant. Bun. Hai să vă spun despre ce este vorba. O să opresc share-ul. Mă vedeți pe mine acum, așa. Poate a trebui să mă puneți pe mine pin. Ia, m-am pinuit singură. Sunt pin aici. Ok, fiți atent. Points of view în engleză înseamnă puncte despre tine. Dar dacă citesc repede, este points of view, puncte de vedere. Și o să vedeți cum eu vă arăt un obiect aici pe masă și voi trebuie să spuneți care e punctul meu de vedere, ce văd eu când arăt acest obiect. Așadar, eu o să arăt un obiect, aveți 5 secunde, stați în chat și scrieți 3 cuvinte. Eu când văd acest obiect, îmi vine să scriu, nu știu, floare, economie, bani, albastru, galben, fericire, bunica, mama, copilărie. Da? Nu contează. Important e să nu gândești foarte mult, să-ți accesezi subconștientul și atunci scrii. Ta-ta-ta. De exemplu, poți să scrii soare, spațiu, lapte, spațiu, mama și apeși enter. Da? Sper că e ok cu toții. Ia să vedem cine știe să folosească Zoom-ul. Poate îmi dă și mie un thumbs up. Eu am ridicat una, un lower hand. Ok. Sper că ați înțeles. Bravo, Narcisa, mersi mult. Corina, știu că tu știi. Eu mai explic o dată că m-au intrat oamenii, cei care au intrat. Bravo. Așa. Nu, Mariana, nu acum. Atenție, deci scriem și apeși enter. Iar eu o să-ți arăt un obiect. Obiectul nu vi l-am arătat. E surpriză, e haios. Da? Așadar, mai repet o dată. Arăt un obiect. Aveți 5 secunde și în chat scrieți ce simțiți. 3 cuvinte. Cu spațiu, cuvânt, spațiu, cuvânt, spațiu. Și apeși enter. Măi, sunteți gata? Hai! Pe locuri. Fiți gata? Start! Ia să vedem noi.
5 secunde. Când îl vedeți. Dar nu trimiteți. Vă spun eu, nu trimiteți. A trimis cineva bani. Trimiți când spun eu și. Da? E, cred că l-ați văzut suficient. Eu îi spun gică, în fine. Vă las așa 2-3 secunde să scrieți. Loredana, ești pe fază. Pe fază. Pe locuri, fiți gata, send, trimiteți. Wow! Ia să vedem, Loredana, citește ce au scris. Wow! Stai un pic să dau de la început, că eu... Deci bani, 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 albastru, porcușor, jucărie, copilărie, bani, rezervă, bani, friptură, flori, porcușor, avere, drăguț, copil, joacă, mic, bani, copilărie, amuzament, bani, primăvară, pușculiță. Economic. Cred că e suficient, dar nu, Loredana, trebuie să întrebăm pe domnul Valban. Domnul Valban, ce ați scris? Eu sunt unul dintre. Îmi place să fiu între, nu eu. Așa, foarte bine. Foarte bine. A scris Corina, gras, bani, pușculiță. Deja știm, bravo, foarte, foarte frumos. Ei, acum am zis că împușcăm noi trei iepuri, am împușcat. Întrebare către voi. Nu trebuie neapărat să răspundeți, dar multe din întrebările mele sunt introspective. Cum se poate eu să văd un singur obiect, și anume un porc albastru, și să-mi vină bani, friptură, economie, nu știu ce a mai fost acolo, da? Poate a trebuit să caut ceva mai inedit. Albastru, profit, amuzament, jucărie. Știi? Că de fapt întreb așa. Angajez un nou om în echipă. Eu uite-l pe Georgica. Da? Și eu îl văd. E bun. Ăsta mă rezolvă, îmi face pivot table, îmi face Excel. Și un coleg nu îl vede porc și gică și albastru și amuzant. Îl vede poate altfel. Vede altceva la el. Nu-l suportă. Nu mă înțeleg cu el, a venit și asta pe aici. Și echipa nu mai funcționează. Nu mai sunt rotițele bine. Deci totul este comunicat. De asta vă ziceam că împușc doi iepuri dintr-o lovitură. Vedeți, l-am angajat pe Gheorghiță Porcușorul. Să vedem, să continui cu prezentarea mea. Bun. Formula de succes într-o echipă. Nu e de la mine, e luată de la americani. Dar sunt de acord cu ea. Formula de succes este asta. Sau formula fericirii, că dacă o aplic la soțul meu, la copiii mei, la familia mea, e cam la fel. Așteptările mele este egal cu realitatea de astăzi. Blueprint equals reality. Adică eu îmi desenez pe foaia albastră, așa fac americanii, da? Desenez, voi avea un soț frumos, voi avea doi copii și bani mulți. Și realitatea nu vine așa. Da? Nu este. Voi face o firmă și voi avea o echipă de succes, nu ca ăștia. Da? Voi avea cea mai mare chestie. Fericire. Formula nefericire, mă aștept ca soțul să mă servească la masă la pat, nu se întâmplă. Mă aștept ca noul meu angajat să știe pivot table sau vâlu cap și nu face asta. Da? Suntem nefericiți în echipă. Face sens? Ia să aud eu, te rog, Loredana, să mai pui oameni pe unmute. Face sens? Ziceți dacă mă supăr, dacă nu. Face. Da, ei pot să se deblocheze singuri, să se pună pe... Așa, vă rog, toată lumea. Și să vorbească. Nu continui până nu aud ceva. Corina, Gabriela, cine mă mai știe? Ajutați-mă, ziceți și voi, că așa face. Da. Ei. Ok. Dacă îți dorești prea mult față de ceea ce se poate, ești nefericit tot timpul. Da. Și numai că îmi doresc. Poate că nici nu știu că îmi doresc. E un blueprint. E ceva ca un subprogram din cum am trăit eu, din experiența mea, familia mea, de când eram copil. Așa sunt eu. Ok. Bine, am stabilit că așa este. Bravo. Deci, am așteptări legate echipă. Cătălina, Diana, Gabriela, Răzvan, Mihai, Edi, Mirela. Ce echipă! Ia uitați aici, curcubeu! Dom'le, curcubeu! Trece o perioadă.
Care sunt percepțiile mele? Hai să vorbim puțin de Ionuț. E cumva oaia neagră? Sincer, acum vă puteți spune pe Ionuț și mai colaborați cu mine, mai ziceți și voi. Așa dacă, pare că a ajuns oaia neagră. Dacă nu vă nominalizez, ia uite, a scris sigur. Ah, da, ok. Așa. Ia să vedem cine este vedeta acestei echipe. Răzvan. Vă aștept pe anumit? Răzvan? Ok. Nu, e oaia roșie. Altcineva, cine mai zice? Cine este cel mai tare din echipă? Gabriela. Yes. Cine este Răzvan? Sau cine se simte Răzvan în această comunitate? Cine este Răzvan? Cred că contează foarte mult și ce interpretare a dat persoana respectivă fiecărei culori. Culori. Nu poate să însemne neapărat bine sau rău, ci am multe caracteristici, că știe una sau alta, sau e mai bună, nu știu ce. Cristina, ai dreptate. Și totuși, n-am întâlnit să-l pun roșu. Este cel care dezbină. Bă, ați văzut ce a făcut șeful? Bă, ați văzut cu tare? A, nu-mi convine, dar de ce să facem așa? L-am pus roșu. Nu este Răzvan de vină. Să știți că și eu am fost Răzvan uneori. Dar în echipă, pot să fiu manager, poate voi sunteți unii dintre voi manager, antreprenor, dar pot să fiu un echipier. Îl știu pe cel roșu. Și este foarte bine că există. E bine să avem diversitate. O să vedeți mai încolo. Dar revin aici. Eu cred că am... Eu cred că am echipa asta și așa o am. Trece o lună, doi, am angajat, n-am luat acreditarea, nu am făcut documentele și eu, tot eu, îi văd așa. Ce pot să schimb? Așteptările mele? Sau realitatea mea? Da? Că pe Răzvan poate nu pot să-l schimb. Poate supărat din fața nevestesii. Ce schimb? Ar fi o posibilitate să încercăm să le schimbăm pe amândouă? Și răspunsul este da, nu de la mine citire, tot din literatura de specialitate, prin acordul de lucru conștiente. Știu că sună fițe, fițe și figuri așa, dar așa le spunem. Acord de lucru, eu vreau să lucrez cu tine conștient că eu te percep într-un fel și tu trebuie să fii conștient că ești perceput în acest fel și tu mă percepi altfel și așa mai departe. Știți? Bun, ia să vedem. Am făcut asta, da. Acum o să pun puțin pe Outlook aici să le văd așa. Foarte bine. E momentul să vă notați. Oricum, la sfârșit, pe prezentare, o să vă dau toate aceste întrebări. Și prima era aceasta. Cum ar arăta formula de vis succes când vom lucra împreună? Dar o să opresc share-ul ca să mă vedeți și să vă explic ceva. Hai să văd și pe chat dacă a zis cineva ceva. Sau amândouă, ok. Bun. Deci. Tot webinarul ăsta vom vorbi de oameni noi. Și o să spun, Octavia, dar oamenii vechi? Oamenii vechi îi asociați voi mental și metaforic când închidem cercul, da? Facem points of view și închidem cercul. Dar un secret pot să vă dau. Eu vin azi la serviciu, deschid ușa, beau cafeaua și văd pe același Răzvan. Depinde de mine să fac T0. De astăzi încep o nouă colaborare și fac o contractare cu el. Și atunci, prima întrebare că o să o vedeți, să știți că pot să o fac și cu Răzvan. Bună, Răzvan, hai la o cafea. Sau bună, Răzvan, dacă nu sunt așa informală, ar vrea să avem o ședință de și vine la mine în birou și avem această contractare. Dar, repet, vom vorbi de oameni noi în echipă ca să aveți sentimentul și sufletesc, aduc pe cineva mișto la mine în echipă. Cum îl fac să fie bine? Cum fac să fie bine? Bun. Vine o persoană nouă. Ia să mai facem puțină interactivitate. Pot să nu fiu manager. Poate să-mi vină o coechipieră nouă, dar tot cu ea fac rapoarte, tot ei trimit e-mail-uri, tot ea trebuie să fac, nu știu, dosare. Și atunci vă referiți și la colegi, dar nu numai la manager. Bun. Mă întâlnesc cu ea. Stăm jos. Și eu îi pun această întrebare. Eliza, cum ar arăta formula de succes? Că știu că ai venit în companie, te pricep la asta, că o să lucrăm împreună. Acum văd că am mâncat un mă, mă iertați.
lucrăm împreună. Și acum o să vedem ce o să răspundă lumea. Nu am nevoie de voi și o să începem cu domnul Orban, că am văzut că mă ajută și vorbește și mă ajută să facem puțin așa, interactivitate. Domnul Orban, Barban, iertați. Cum arăta formula de vis succes când veți lucra împreună, să zicem, cu un nou angajat? Păi să ne înțelegem. Bun, să ne înțelegem. Cred că scriu aici, să nu pot să le... Să stau în loc tot așa, ca să lucrez. Fii atent, scriu aici. Să mă înțeleg. Octavia, vreau să mă înțeleg cu tine, așa îmi spui, nu? Da. Bine. Corina, tu ce îi spune? Să fie sincer în relația cu mine și cu ceilalți colegi din echipă? Bun, să fii sincer. Hai să o facem mai informal. Nu mă minți? Sau cum îi spui? Am învățat acum ceva timp că nu-i bine să formulezi cerințele cu nu, pentru că creierul va sări acel nu și inducem chestii negative, deci de asta am pus să fii sincer, să fii onest, să fii deschis. Să fii sincer, altfel te strâng de gât. Nu chiar, da. Hai să nu ne punem singuri bețe în roate. Nu, e foarte bine, să fii sincer. Iar dacă voi observa că nu ești sincer, ce se întâmplă? Știi? E un sentiment și atunci poate am putea formula altfel. Poți oricând să vii la mine și să-mi spui orice. Eu așa aș formula-o. Dar poți să spui, adică să fii sincer. E foarte bine, cum ai zis Corina. Am mai văzut pe acolo Gabriela, Cristina, Mihai, dacă vreți interveniți. Ce mai spune unui om? Cumva legat, cumva legat și de partea de sinceritate, poți să fii transparent în comunicare și în relaționare. Deci Mihai, transparență. Mai în concret, adică, pune-mă în copie la fiecare e-mail. Face sens? Nu. Adică invită-mă la toate ședințele. Face sens? Nu. Adică ce? Vezi, fiecare vede alt porcușor. Corect. Eu, înseamnă pentru mine transparență cum lucrez eu. Zi, aș corect dori să fii. Adică să... E vorba de comunicare, până la urmă, și relaționare. Și în momentul în care comunici cu mine, să-mi spui adevărul, să-mi spui toate, să comunici întreaga, the whole view, nu doar parte. Ok, dar observ, Mihai, ce greu să-l duci în concret și o spui, da, șeful, cum să nu, sunt transparent. El pleacă, sau o să fiu onest, dar nu prea știe ce înseamnă. Este util să-i spunem chestii concrete. Dar la onestitate sunt de acord cu voi, că pot doar să-i spun, să fii sincer, dar a fi transparent înseamnă într-adevăr, în concret, pot să fac asta. Mă pui în e-mail-uri, mă pui în corespondență, când se întâmplă ceva, raportez, bla, 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 și așa mai departe, știi? Noi insistăm foarte mult și îți mulțumesc, Mihail, că mai avem câteva întrebări și apoi vom reveni la aceste întrebări cu points of view și o să vedeți acolo cum se lucrează. Aș vrea și eu să adaug ceva care mi se pare extrem de important într-o echipă. Este respectul și bunul simț. Bun. Cristina, foarte bine. Din nou, cum îl aduc în concret? Să-i asculți pe ceilalți fără să-i întrerupi. Perfect. Bun. Adică fără bullying. De departe, cum? Fără bullying. Fără... Concret, general. Fără țipete, fără istericale, fără să-i umilești pe cei din jur. Bun. Și asta putem formula la noi în echipă. Nu se ridică vocea, nu? Și mă aștept de la tine. Asta este formula de succes. Nu țipăm. Foarte bine. Altceva. Cum poți să arăt respectul? Să ne comportăm față de ceilalți de parcă ar fi o persoană, pur și simplu. Să nu luăm în considerare poate felul în care arată sau ce
Totalitatea are... Fică sunt probleme, de exemplu, poți să judeci lumea și după culoare și după unde zona în care stă. Și dacă putem trece peste aceste lucruri și pur și simplu să vorbim cu el cum am vorbit cu o persoană obișnuită care este de la noi din zonă, ar putea fi mai ok, zic. E foarte bine și mulțumesc, Raluca, e foarte interesant. Și mulțumesc și Cristian că a intervenit foarte bine, am notat așa puțin și mă bazez pe voi două să vorbim pentru că ați intervenit și la partea de points of view să vedem cum simțiți când lucrăm cu instrumentul respectiv, da? Hai să mergem la următoarea întrebare și să vă și notați. Dacă am vorbit despre rai, hai să vorbim și despre iad. Cum ar arăta scenariul de coșmar? Când sau dacă o să lucrăm împreună? De ce, dragilor, când vine un tip în companie, o tipă în companie sau în echipa mea, cred că e îngerul de pe pământ și în două luni îmi dau seama ce s-a întâmplat. Înainte să ajung la momentul acesta, această simplă întrebare, credeți-mă, această simplă întrebare rezolvă poate nu 90% din problemă, dar foarte multe. Și acum o să vă las din nou să interveniți, eu aș pune pe a mea să zicem, să nu mă furi, poate să fie, să nu... O să spun asta, să nu mă trădesc, să nu înșeli. Mă înșeli? Da, dar trebuie să-i aducem în concret și dacă îi spui să nu, iese de la ședință stresat. Deci noi ne facem ideea, dom'le, aș vrea să știu că ești de încredere, că nu lipsesc bani din casă, oricum știu că faceți asta cu anumite persoane, dar dacă aveți curajul să puneți pe masă și aspecte diferite. De exemplu, eu personal, nu știu cine a spus, cred că Raluca, nu mai știu, nici eu nu suport să se țipe la mine. Și cu toată jena, dacă mă duc și șefa mea mă întreabă, bă, Octavia, cum arăta cea mai nașpa chestie împreună? Păi, dragă Monica sau Mirela, cum o cheamă pe șefa mea, te rog frumos, oricât de mult aș greși și o să greșesc, e normal, fiecare om, aș dori ca tu să nu țipi la mine. Deci, pot să-i spun și eu asta. Lorena, mi-a venit alarma că e o mică pauză. Da. Mică pauză pentru un sondaj. O să lansez un sondaj acum și o să rog participanții să răspundă la el. Este un sondaj despre cine este pentru prima dată la evenimentele Fundației CCU și cine a mai fost în trecut. Avem în jur de un minut la dispoziție și rog pe toată lumea, chiar rog pe toată lumea să voteze. Să-mi spuneți dacă se vede. La mine se vede. Se vede că începe să... Da, se vede. Așa, funcționeze. Avem un procent bun până acum de respondenți de 78%. Bravo! Ba, câțiva mai sunt. Super. Da, e un număr destul de bun. Pentru numărul de oameni prezenți în seara aceasta, cei care sunt noi, este un număr chiar foarte bun până acum. Mai lăsăm puțin și o să-l fac public să se vadă. Da, mulțumim frumos. Pot prezenta acum ecranul? Da, imediat. Super. Acesta este rezultatul. Bine, mulțumim. Eu nu l-am văzut. Se vede? La mine se vede, da. Poate doar la voi tu. La noi nu. La noi nu se vede? Nu, la noi nu se vede. Păi înseamnă că se vede doar pentru cine sunt hosturi. Nu-i nimic, domnul Barban. O să mă opresc. Spune-ne tu procentele. Deci procentul ca număr, da, au răspuns 35 de persoane din 43. Ok. Procent de 85, în procent de 85, 115 sunt noi și 20 au mai fost. Ok. Da? Ok. Te așteptăm pe toți să revină și să ne recomandă. Am crezut că se vede pentru toată lumea, n-am știut, bine că am întrebat, dar probabil doar hosturile și co-hostul poate să vadă. Ok. Da, bine, vă mulțumim mult. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Hai să trecem pe continuare. Așa. Hai că eu și așa vorbesc foarte mult. Hai să mai, ne mai... Că toți am trecut prin chestia asta de coșmar și zic, Doamne, dacă aș fi spus
cum ar arăta chestia asta împreună? Nu știu, dacă ești contabil, să-mi fur din contabilitate, nici chiar așa, nu? Mă bazez pe Cristina, Mihail, voi ați mai vorbit. Cine vrea, puneți-vă pe amunt. Să vii la timp, la servicii, să... Să nu vii. Te bazăm pe tine tot programul de lucru. Să nu vii. Scenariul de coșmar este să întârzi în fiecare zi. A, trebuie să spunem răul. Da, ar fi de coșmar dacă ai întârzia în fiecare zi. Cred că un scenariu de coșmar nu este neapărat să nu fie prezent, ci să fie prezent și atunci să apară problema. Și acolo putem vorbi de, poate unii știți, cancel culture, vorbim efectiv de disengagement, lipsă de implicare, lipsă de eficiență, poate asumarea doar teoretică a unor responsabilități și nu le duci la, nu le împlinești. Putem vorbi de lipsă de compatibilitate în echipă, în, ca și caractere, ca și, da, relaționare. Poți vorbi de metaforicul săpat. Da, bravo. Da? Și aici vorbim de interese care se suprapun pe dorințele fiecăruia. Ce părere ai despre să nu-ți îndeplinești targetul, obiectivul, KPI-ul, odată se întâmplă, adică să nu-ți îndeplinești? Intră în partea pe care am spus mai devreme, să-ți asumi niște responsabilități pe care să nu le îndeplinești. Asta poate duce la un mediu toxic cât timp tu comunici. Ușorul. Tu spui să-ți asumi responsabilități, omul iese pe ușă și zice, o să-mi asum. Aș vrea să mergem concret. În concret înseamnă să-ți faci KPI-ul, să nu întârzi. Dacă te ceți cu colegii, vină la mine și ne sfătuim, nu te du la HR, nu știu. Deci, ce vreau să spun este, răspunsurile tale sunt foarte bune, sunt perfecte, atenție la potușor. Omul iese și vede altceva. Întrebarea este, ce sentiment avem noi, că suntem o țară de balcanici, în care, ei, nu-i spun că înțelege el. Să am o jenă de jena lui, ca să-i spun. Face sens, Mihail? Absolut. Mai aștept, mai ziceți. Din seria asta, ziceți. De exemplu, mie mi se pare de coșmar când se schimbă foarte des prioritățile. Da, ca să zicem ceva, mâine zicem altceva și suntem bulversați și nu mai știm la ce trebuie să lucrăm. Dacă schimb prioritățile de foarte multe ori, mă bulversez. Zic bine? Hai că vorbim așa. Mă bulversez. Și un alt lucru care mă deranjează și mă deranjează să fiu pusă în situația în care să mă duc la o discuție nepregătită sau în care persoanele care vin la discuția respectivă sunt nepregătite. Adică lipsește agenda, lipsesc materiale. La ședințe, mereu să ai o agendă sau să, cum spui tu, anunți lumea, primiți invitație. Deci intrăm în concret, da? Da, scenariul de coșmar e să nu le ai, să n-ai niciodată agenda și să nu ai. Și spui, când pleacă nou angajat, nici nu mai îndrăznește. Acum este corect să spun, dacă se întâmplă și mi-explici, ok, dacă nu, va trebui să vorbiți și de consecințe, dar nu chiar așa. E bine să vorbiți în mare, el știe ce așteptări ai, e foarte bine. Corina, tu ce vrei să menționezi? Mă gândeam la ideea asta de mi-e rușine de... Mi-e jenă de jena lui și tot în seria asta, cel puțin la mine în domeniu cu copii și tot felul de astfel de ființe micuțe și fragile, este și ideea asta de emotional blackmail și cumva ajung eu să fac treaba tuturor, pentru că mi-e mult prea rușine să le zic că nu-și fac treaba. Corina, de asta lucrăm azi cu Poința Biu și acum o să merg mai departe, pentru că, ați văzut, v-am pus întrebări, le-am zis noi așa, în momentul în care arăți cu echipierului acest card point of view, nu mai este jenă de jenă altuia. Singur el știe, adică e o altă exprimare. Vedem îndată, da? Pot spun și eu ceva? Te rog, Raluca.
Acel moment când încerci să fii eroul din povestea altuia. Ca de exemplu, să zicem, partenerul tău are niște drame, s-a întâmplat ceva, niște probleme și tu încerci să-i fii alături din punct de vedere emoțional și pierzi foarte mult timp încercând să repari ce problemă are el și devine destul de obositor și ajungi nici tu să nu mai ai grijă de propria persoană. În același timp, îi lași celuilalt impresia că el nu e nevoie să contribuie sau se intereseze de ce probleme astea, încerci să le rezolvi, fiindcă este cineva care este acolo la îndemână, ca un altul. Și devine toxic în final. Și atunci când tu când ai o discuție, cum ar putea să fie? Când o să fie probleme personale, voi putea fi alături de tine, dar să nu mă consum așa de mult și la ceva de genul ăsta vrei să spui, înțeleg bine? Da, adică mai întâi, cred că mai trebuie să înțeleg acea persoană, nu știu cum e. Și după aceea să deveni suficient de apropiat încât chiar să, ce îi zic, să rețină. Super, mulțumesc foarte mult, foarte bună intervenția ta. Hai să mergem la un acord 3, să mergem mai departe, că trece timpul, știți cum e. Bun, după ce am vorbit de coșmar, măi, pe mine să mă furi, să nu fii transparent, să nu mă respecti, ok, și de la tine și de la mine, stăm cu pixul în mână și notăm. La ce trebuie să am grijă ca să evit aceste situații neplăcute? Păi așa cum am vorbit, să vii la timp, vedeți, este o întărire a întăririi, da? O întărire a acordului. La ce trebuie să am grijă eu, și dacă sunt manager, vorbesc eu întâi, eu vreau să te servesc pe tine, tu ești angajatul meu, tu, da? A, să nu schimb prioritățile. Înțeleg, voi încerca să fac asta. Uneori și de la mine vin priorități de la șefii mai mari. Cum ai prefera să te anunți din timp? Sau dacă eu schimb prioritatea, tu vei înțelege că nu o fac așa, am eu chef, ci sunt, știi, și tot felul de discuții. Și bineînțeles, întrebarea a 4, apropo Mihail și Corina, de jenă de jenă altuia, ce vom face când, deși noi am discutat, da? Deci asta e o întrebare ultima, să spunem. Măi, noi am discutat, dar nu ți atingi KPI-ul, te ceri cu colegii. Și spunem de la început, ce vom face când lucrurile vor deveni dificile? Eu ca manager spune, măi, o să te chem la ședințe, îți dau 3 stegulețe, 3 fleguri. Bine, șef, am înțeles. Sau angajatul ce poate să spună? Șeful, dacă mă tare țip de 1000 de ori, ce voi face eu? Păi o să vă atrag atenția să nu... Dar știți, mie merge de jena dumneavoastră. Dar dacă m-ați întrebat ce o să facem când lucrurile vor deveni dificile și pentru mine dificil este când țipați, o să vă spun acum, nu știu, vă dau un e-mail în care vă spun, stimate domnule director, așa cum am stabilit la angajarea mea și discuția aia foarte frumoasă, a rămas stabilit ca eu să vă scriu când pentru mine este dificil. Poate nu se va întâmpla ce zic eu, dar această întrebare sau acest acord face minuni. Câți dintre voi, mă întreb, am avut câți dintre noi, de fapt, am avut grijă să spunem chestia asta? Știi, la întâlnirea aia, când, da, bine ai venit în echipă, uite laptop, uite asta. Cred că nimeni. Este ok. Eu sunt aici doar ca să... Și eu le-am găsit astea, vă dați seama, tot prin cărți. Hai să mergem mai departe, că v-am spus că revenim la ele așa frumos. Vreau să mai specific ceva. Trec 5-6 luni. Poate că candidatul meu care a ajuns angajat este cu adevărat de succes. Yay! Bravo! Sau poate nu. Îl chem la un cafea, peste 5-6 întâlniri, am scris eu, luni. Gheorghiță. Ce merge și ce nu? Păi șeful, v-ați respectat, nu țipați la mine, sunt foarte mulțumită, mă duc acasă liniștită. Ce nu merge? Ați spus că vreți transparență din partea mea, dar văd că dumneavoastră nu prea mă puneți în e-mail-ul. Nu e un reproș, dar vă zic. Ce poate să zică managerul? Și voi știți cine are, cine este, sunt destule. De ce e bine să ne întâlnim ce merge și ce nu? Pentru că e percepția mea. Poate că eu cred că tu n-ai făcut payroll-ul la timp și de-abia așa observ că nu l-ai făcut la timp pentru cu tare și cu tare motive tehnice, că tu n-ai avut curajul, se genă de genă altuia să-mi spui și așa mai departe. Bun. Dacă ești candidatul, ești din albastru, rămâi albastru, deci ești angajatul meu sau co-echipierul meu model, ok, ne întâlnim. Ce merge și ce nu, e perfect valabil, dar putem întreba ce trebuie să schimbăm fiecare dintre noi ca să fac relația
și mai pozitivă, se poate vorbi așa, și mai productivă, și mai eficientă. Dacă e pe negativ, ok, ce trebuie să schimbăm ca să fie? Păi răspundeți la e-mail, bă, vină mai repede. Deci ce trebuie să schimbăm? Pentru manager, vă invit să începeți voi, să arătați asta că eu vreau să mă schimb, pentru că dacă îl invităm numai pe angajat și noi, ei sunt de vină, nu merge. Pe angajat, din nou, vă invit să-l ascultați pe manager și să aveți și curajul să vă exprimați și să scăpăm de jena, de jena altuia. Aici să știți că nu o să mai iau inputurile voastre și o să mergem mai departe ca să ne bucurăm, pentru că jocul e destul de intens și de lung. Toate acordurile le-am pus cumva așa, dar o să vi le dau pe mail, da? Sunt mai multe. Poate într-o zi vreau să spun ce permisiune dorim unul de la altul. Ce presupune? Băi, presupun că ești deștept, presupun că știi Excel, presupun că... Deci vă puteți alege. Și uite, cum putem să ne asumăm responsabilitatea, că sunt probleme mai grave, ca să fac lucrurile să meargă și așa mai departe. Am să opresc puțin ca să facem așa o dezmorțire. Cred că cei care au pus mâna ridicată trebuie să lower your hand. Cum se face asta? Ok, poate va. Dragilor, sunteți ok? Mai dai o dată pe butonul cu mânuța ridicată. Da? Ia. Okay, so raise your hand and lower your hand. Da, dar nu merge la mine, am încercat, nu știu ce. Ask to unmute, chat și când apăs pe butonul merge. Asta e. Ok. Sunteți ok? Mai e lumea pe aici? Mai sunteți oameni? Ok. Așa. Foarte bine. E cumva mai greu când vă văd doar pe... doar pe audio, cum ar veni. Și aici spotlight for everyone. Uite, o văd pe Georgiana Matei. Georgiana, bună! Am văzut că ai ridicat mâna. Remove pin. Nu prea știu să umblu aici. Lower hand, te-am văzut. Gata. Spuneți-mi puțin ca să mă ajutați. Ce se vede acum? Ce vedeți? Corina, hai că tu ești mai vocală. Loredana. Te vedem. Nimic. Te vedem pe tine. Bine, da? Te vedem pe tine, adică nu e un share screen. Dacă ai vrut să faci un share screen, încă nu. Nu. Aș vrea să vă văd pe toți. Acum văd pe toți. Gata. Mică glitch tehnic. Sunteți pregătiți să vă vorbesc despre points of view? Așa. Am pus aici o doamnă cu capul în jos, plină de pete. Asta este points of view și mi-am deschis deja site-ul. Trebuie să-l caut așa. Îl găsiți și voi, vă rog să vi-l notați. Este site-ul oficial, pointsofview.ro sau România, îl căutați, este cel românesc. Acesta este instrumentul unde eu sunt certificată la nivel 2. Este un instrument de coaching de echipă sau personal, folosit deja în peste 100 de țări, tradus în peste 20 de limbi străine. Și profesioniști din întreaga lume îl folosesc. Mă refer la companii mari, cum ar fi Google, NASA, Wix, Intel. În România sunt deja câteva corporații care l-au introdus și ei. NN, am înțeles, BCR, Orange. Ok, foarte bine, avem niște instrumente. Așa arată, le vedeți aici. Ce sunt ele? Cursurile despre points of view durează 4, 5, 6 ore, deci eu n-am timp acum în 10 minute, vă dați seama că nu pot să vă dăruiesc tot. Așa că din toate instrumentele existente, și sunt multe, am ales points of view the coaching game, primul instrument, și ca și atunci când jucăm un joc, când eram mici, copii, vreau și să mă joc șăptica, somanat, nu știu să mă joc. Hai să jucăm o tură, să vedem cum este. Da? Pentru că atunci când joc o tură, e mai ușor să vă explic instrucțiuni, cum se joacă și așa mai departe. Desigur, vă invit să citiți și pe internet, în timpul liber, mai multe. Datorită faptului că suntem în pandemie, avem și acest play să jucăm online, pentru că dacă eram față în față, aceste instrumente, niște carduri, le jucăm față în față, jucăm cu ele pe o masă sau chiar pe covor. Ei l-au transformat în niște punctulețe frumoase, points of view, care se vor învârti așa cu fața spre voi și vor fi calmi. Doar puțin vă spun despre metodă și apoi jucăm.
point of view se bazează pe cercetările specialiștilor care au observat că atunci când mă gândesc la jobul meu, echipa ideală, angajatul ideal sau poate familia mea, dorințele, aspirațiile mele, emisfera dreaptă se activează, da? Deci sunt pe emisfera dreaptă, acolo unde am aceste dorințe, visuri. Când citesc ceva, sunt logică, fac o agendă, merg la serviciu, îmi folosesc partea stângă a creierului. Și atunci, cardurile points of view au o imagine și o să vedeți foarte inspirațională, frumoasă sau dimpotrivă ciudată sau chiar înspăimântătoare și un cuvânt în partea de jos. E clar, imaginea mă duce cu gândul la copilării, amintirea, am o senzație, se activează partea dreaptă, cuvântul este logic. Mereu masă va începe cu M, va continua cu asă și nu e nimic diferit. Deci, clar, îmi accesez partea stângă. Împreună cu un facilitator, și asta sunt eu aici, persoanele și profesioniștii din întreaga lume ajung la aha, sau la decizii mai puternice sau la o înțelegere mai profundă. Da? Este un joc de introspecție și în același timp profesionist. De aia se pliază foarte bine la echipe. Hai să jucăm că avem pe chat să răspund la ceva. Sunteți ok, atenți, așa. Bravo, mulțumesc. Mai prezint o dată ecranul. Bun. Metoda spune așa. A trebuit să vă invit să vă relaxați așa pe spate, să închideți ochii și să ascultăm o melodie. Chiar o să înceapă o melodie acum. Nu avem timp și o să trecem mai departe, dar ca să știți că points of view începe totdeauna cu o pauză. Ceea ce noi, în secolul 21, cam greu de luăm o pauză. Ia uite, sit comfortably și ia o pauză. Aștept să... O să apăs skip this. Ia să vedem că pot să fac mai mic. Așa. Începe muzica. Mă deranjează share screen-ul ăsta astăzi. Se aude ceva? Cred că se aude, dar nu se aude bine. Ok. Și ne întreabă pe ce vreau să mă focusez? Și am tot felul de zone. Putem pune carieră, că asta e vorba despre carieră. Sau relații. Hai să punem relații. Și aici trebuie să scrii cu ce vrei să lucrezi astăzi. Și noi avem prezentarea noastră, acordul numărul 1. Deci, gândiți-vă acum în ce echipă sunteți. Sunt șef, sunt coechipier, sunt coordonator, sunt the big shot, sunt ne ca nimeni. Nu știu cine sunteți, nu vă cunosc, nu știu. Și e bine asta. Dar te gândești în ce echipă. Nu ești într-o echipă, ești într-o familie, ești într-un voluntariat, într-o comunitate, într-o biserică. Și hai să ne gândim așa. Aș vrea să gândiți totuși la o situație gen mai tensionată. Că e bine să rezolvăm. Bă, nu mă înțeleg cu unul. Nu mă înțeleg. Nu mă înțeleg cu el. Și considerăm T0. Îl scot la o cafea și spun, băi, și să facem să lucrăm împreună? Cum ar arăta dacă noi am lucrat mișto împreună? Da? Cu ideea asta în cap să rămâneți. Vreau să lucrez bine cu echipa mea. Fie că sunt manager, fie cu echipier. Da? Bun. Și cu ideea asta în cap, o scriem aici. Vreau să mă înțeleg această persoană din echipa mea. Și apăs next. Și am un proces simplu care zice așa. Ce funcționează pentru mine în această relație cu această persoană? Că nu funcționează tot, dar poate funcționează ceva. Apăsăm start here. Și o să avem foarte multe puncte. Acum, pentru că gazda mea e domnul Varban, domnul Varban trebuie să-mi spuneți ce culoare să aleg. Trebuie să prind una așa, să dau click pe ea. Albastru. Ăsta e bun? Asta. Bun. Da? Da. Eu o să apăs și o să apară un card. Dacă este un card, că vă spuneam că unele... Ups, l-am prins. Dacă unele carduri sunt într-adevăr... poate mai frustrante, ca să spunem așa, putem oricând să schimbăm. Eu trebuie să spun asta pentru că este un joc. Nimeni nu vă obligă să faceți nimic. Este un joc, da? Ia să vedem. Ia uite. Dificultate.
Și întrebarea este ce funcționează la mine. Foarte interesant această antiteză. Ia să încerc să fac eu puțin mai mare. Cred că se vede bine pentru voi acest scar. Se vede, da? Da. Ok. Cum se joacă? Cine mai juca cu mine sau cine știe jocul? Poate că deja știe. Se joacă așa. Nimeni nu te aude și suntem și pe Zoom. Nimeni nu știe ce gândești. Deci permiteți să spui orice în gândul tău. Nimeni nu te aude și nimeni nu te judecă. Eu voi pune întrebări. Așadar, Octavia pune întrebări. Nu știu cum să fac despre asta. Lasă puțin. Așa. Octavia pune întrebări și voi răspundeți în gând. Deci, eu nu știu, vă faceți o poveste a voastră. Dacă o întrebare nu are sens, nu înțelegeți, stai liniștit, urmează altă întrebare. Tu doar intri într-o poveste. Cuvântul știu că este în englezește, dar va fi dificultate, da? Hai să începem. Facem o tură ca la Țomana. Cum se joacă? Cum este? Mai întâi, vă invit, nu știu, aș face orice să se vadă mai mare. Ok, hai să zic așa. Să vă uitați la această imagine, uite așa, aproape de ecran sau aproape de telefon, și să explorați cu ochii fiecare detaliu. Fiecare, un detaliu pe care nici măcar nu l-am văzut când m-am uitat prima dată. Umbre, lumini, cataramă, găurele, tăluciri. Nu vă gândiți la echipă, nu vă gândiți la nimic, doar explorați acest card. Acum voi pune întrebări și voi răspundeți în gând. Când am văzut prima dată acest card, la ce s-a dus mintea mea? La ce m-am gândit? Poate o amintire din copilărie? Poate o situație din viața mea? Ce sentiment am când văd această imagine? Mă uit și la cuvânt. Dificultate. Când spun dificultate, ce trezește asta în mine? Ce înseamnă asta pentru viața mea, jobul meu, experiența mea? Are vreo legătură cuvântul cu imaginea? Poate are, poate nu. Dacă vi se pare că nu are, ce alt cuvânt aș spune? Sau dacă vi se pare că totul e prea greu, ce alt cuvânt ai pune acolo? Să facă sens pentru cine sunteți voi astăzi cu experiența voastră într-o echipă. Și revenind la imagine, vă regăsiți în ea? Mă regăsesc eu în această imagine? Și dacă da, ce sunt? Poate o persoană? Poate doar catarama? Un obiect? Sunt eu oare acolo? Și dacă sunt, ce caut acolo? Ce fac? Ce se întâmplă? Mă uit în dreapta? Mă uit în stânga? Care este povestea mea? Și cine aș fi eu fără povestea mea? Vă mulțumesc. De obicei se stă și mai mult ca să intrați și mai mult în poveste, dar vă dați seama că e timpul foarte scurt. O secundă, am să opresc stop share, că am o problemă aici tehnică. Ok. Tu.
Cine vrea să împărtășească? Cei care sunt mai activi sau și ceilalți? Invit. A ridicat cineva mâna, mi s-a părut mie. Georgiana, ai ridicat-o cumva sau era mai de mult ridicată? Am ridicat-o pe, da, mai de mult, dar nu mă deranjează. Bună seara, nu mă deranjează să vorbesc. Da. Eu pot să vorbesc sau? Da? Bună seara. Eu când am văzut prima dată fotografia, m-a dus cu gândul la copilărie. Pentru că fiind foarte mult pe la țară, alergam foarte mult când ploua desculț împreună cu fratele meu. Deci am o amintire plăcută, pot să spun. Foarte bine. Da, plăcută, dar în același timp m-a dus cu gândul la oamenii săraci din satul respectiv, care pentru mine și pentru fratele meu era o distracție în momentul în care ploua și era noroi peste tot să ne distrăm cu picioarele goale, pentru că aveam apă să ne spălăm și aveam încălțăminte curată, dar erau acei oameni săraci care erau tot timpul desculți și erau tot timpul în situația respectivă. Chestiile pozitive. Și atunci, ce cuvânt ai pune în loc de dificultate? De fapt, care este opusul dificultății? Nu știu care este opusul dificultății, dar pentru mine eu aș pune fericire sau libertate. Aș pune din pricina a ceea ce am avut eu ca și amintire, pot să spun. Dar... Adus asta în echipa ta, acum tu în timp ce vorbești, sigur, imaginea ta în cap, eu am înțeles că era ceva din copilărie, puteai să te speli ușor la cișmea cu căldarea, cu furtunul și atunci aceste picioare murdare se curăță ușor, deci nu dificil, ci ușor. Dacă mă uit în echipa ta de astăzi, eu nu te cunosc, nu știu, ce legătură vezi? Ce legătură văd între poză și nu am înțeles foarte bine întrebarea. Și echipa ta de astăzi? Între poză și echipa mea de astăzi pot să spun că mulțumesc la Dumnezeu, am o echipă foarte bună, aproape 50 de persoane, sunt brand manager la câteva restaurante și baruri și cafenele. Pot să spun că se muncește foarte mult. Poate că asta este legătura dintre poză și poza de astăzi. Dar în același timp există șuișuri și coborâșuri din cauza faptului că poza este cu noroiul acela murdar. Sunt două picioare care sunt față în față, ceea ce înseamnă că sunt doi oameni care stau față în față, dar sunt obosiți probabil, care poate să însemne oboseala noroiul care este pe picioare, dar în același timp am realizat că am vine să vorbesc foarte mult pe engleză, îmi pare rău, încerc să vorbesc bine limba română, o vorbesc foarte bine, doar că mi-e greu. Sandalele respective aveau o calitate bună, deci nu erau sandale rupte, deși se aflau în noroi, dacă vă aduceți bine de aminte de fotografie. Este o chestie pe care am notat-o iarăși. Asta este. Dar acum, dacă îmi permiți, pentru că ai început să vorbești, doar puțin să vezi cum se lucrează, cum este și îți mulțumesc. Mă opresc. Deci nu mai vorbi, nu, că cu tine voi vorbi, asta zic, să continui cu tine. Ideea este să nu ne mai gândim neapărat la echipă. Spune-mi doar că atunci când am spus întrebarea te vezi tu în această imagine, întrebarea este cine ești tu în această imagine? Categoric eu sunt una dintre cele două persoane care se află în fotografie. Sau poți să fii un observator, asta spun că eu nu știu povestea ta, sau un degețel, sau o cataramă. Pe fiecare... Eu mă văd ca fiind una din tot corpul. Toată ești persoana, nu doar un deget sau nu doar un păpuc sau... Da. Mă văd cele două picioare, da. Văd chiar și corpul care nu se vede în fotografie. Așa, foarte bine. Ok, dacă astea sunt cele două picioare ale tale, cine este în fața ta? Pentru că m-a dus cu gândul la copilărie, în fața mea este, cum am și spus, fratele meu. Dar dacă o luăm
Așa. Datorită temei care suntem astăzi, hei, nu voie, mă scuzați cățelușul meu, aș putea să spun că este un coleg de la lucru sau unul dintre colegii mei, poate cu care am anumite dificultăți, cu care încerc să-mi rezolv față în față anumite probleme. Ar putea să fie soțul sau ar putea să fie prietena cea mai bună sau depinde fiecare început. Pe colegul de la serviciu, să zicem. Da, și atunci ceva. Sunt în dificultate cu tine. Mă vezi aici, în Oroi, amândoi. Na, da. Asta e. Ce funcționează pentru mine ca să-mi spăl picioarele? Și aș vrea să te gândești practic, m-am spus concret. Da. Ai o căldare în mână, ai o cană în cap, ai un furtun să te speli, simți nevoia să te speli și să îl speli? Cred că nu obligatoriu a simți nevoia să... Cred că mai mult aș vrea să se rezolve problemele care ar fi și după aceea să ne spălăm unul pe celălalt, de exemplu. Nu... Georgiana, doar puțin, e bine, dar ești în imagine, cu adevărat ești în noroiul ăla, adică nu mai lucrăm la echipă. Vrei să fii curată pe picioare? Hai să zicem că da. Da, ok. Cu ce te speli fizic, concret, cu ce te speli? Cu apă. Cu apă? Da. De unde o iei? De lângă râul, de lângă... O iau de la râu. Cu ce o iei? Atenție, vedeți cum merg în concret. Ok. Cu ce o iau? O găleată care este aproape de râu. Bun. O iei și tu și partenerul tău, o să-i spun partener și tu te gândești la orice. Da. Sau doar tu? Sau împreună? Cum vrei să faci asta? Împreună. Și cum îi spui? Hai până la râu, cum îi zici? Cred că îi spun că am putea să devenim împreună curați pe picioare dacă am merge la râu să unul să ne ținem pe celălalt să nu cădem în apă, de exemplu. Poate să fie mai dificil de luat apa. Deci tu vrei să te scufunzi în râu. Bine, ce spune partenerul tău acum? Spune că este de acord să facem treaba aceasta. Foarte bine. Acum vreau să te concentrezi, că ăsta este șpilul, cum se spune. Cine este the river? Cine este râul în compania ta și în echipa ta? Unde vă spălați împreună? Metaforic. Cred că la șeful mare ne spălăm împreună problemele, da. Dacă nu este un râu și vreau o cană de apă, măcar un picior să-mi spăl, la fel, identifici tu resursele. Acum, nu o să mai continuăm și pentru ce azi vă mulțumesc că m-ați lăsat să vorbesc cu Georgiana. Sunt mii de povești și sunt sigur că toți în capul vostru aveți foarte multe. Propun că mă uit și la ceas să mergem mai încolo și apoi discutăm mai multe, da? Deci vreau să mă înțeleg bine cu această persoană. Ce funcționează pentru mine, să zicem, în dificultate? Am mers bine. Hai să-mi choose și Georgiana, știu că pentru că ai intervenit, te rog să spui tu o culoare pe care să o aleg ca să învârtim următorul card. Ok, eu vreau să aleg portocaliu. Portocaliu? Ăsta mare, da? Perfect. Hop, l-am prins, ia să vedem. Se numește călătorie și journey. Întrebarea este, și ce nu merge pentru mine atunci când vreau să mă înțeleg cu această persoană? Julian, îți mulțumesc, te poți pune înapoi pe mut. Bine, mulțumesc. Mulțumesc eu. Super. Și din nou intrăm în aceeași poveste. Îmi pare că nu se vede bine journey. Ok, mă uit la imagine și din nou intru într-o introspecție. Unde mă duce cu gândul? Cine sunt? Cine sunt în această imagine? Sau ce sunt? Sau poate un simplu observator. Mă uit la toate detaliile, la fire de păr, murdărie, umbre. Ce detaliu
Nu-mi place. Îmi stă pe creier, mă enervează. Nu-mi place. Ce detaliu nu-mi place? De ce? Ce este acolo de nu-mi place chestia asta? Ce mă deranjează? Mă uit la cuvânt. Călătorie sau journey. Hei, ce este călătorie pentru mine? Călătorie în carieră. Călătorie în experiență. În viață. Revin din nou la imagine. Și vreau să vă închipuiți povestea, așa cum am vorbit, ați văzut și cu Georgiana. Extindeți marginile fotografiei mult, foarte mult din nou. Unde vă aflați? Cine este acolo? Ce s-a întâmplat cu un minut înainte? Și mă întreb ce s-a întâmplat după această fotografie, un minut după. Ce dialoguri sunt, ce vedeți, ce se vorbește, ce se spune, ce nu se spune. Și dacă aș derula aceste două minute, le-aș derula așa repede. Și ar fi un filmuleț pe Facebook. Filmulețul meu, al carierei mele, eu cu echipa mea. Ce identificați acolo? Ce puteți vedea? Când sunt într-o echipă și vreau să mă înțeleg bine cu cineva, ce nu funcționează pentru mine? Super, ok, vă mulțumesc. Am să aleg card aici. Și din nou vă invit cine, nu știu, a trăit ceva sau a experimentat ceva sau vrea să spună povestea ce a simțit, să se pună pe unmute că putem vorbi. Când mă gândesc la călătorie, îmi vine gândul la un curs de experiențe pe care l-am avut pe tot acest, pe tot parcursul vieții. Și de asemenea, mă gândesc la toate amintirile și toate deciziile pe care am luat, care mi-au putut influența mai mult sau mai puțin această viață. Și dacă e să spun la întrebare ce nu funcționează pentru mine, cel mai probabil că aș alege acel moment când n-am fost capabilă să iau o decizie sau când nu mi-am apărat punctul de vedere și am devenit acea persoană invizibilă din echipă sau, în cazul meu, din clasă. Din clasă, din echipă. Știi care e întrebarea, la Luca, și îți mulțumesc că ai intervenit. Întrebarea, cred, acum, că nu te cunosc, dar pare o persoană matură, este cum pot să mă bucur de călătorie, așa cum o povestești tu, chiar dacă calea poate este dificilă. Cum mă pot bucura? Pur și simplu,
Încerc să stau câteva minute, poate jumătate de oră, o oră, singură, să stau să mă gândesc bine la tot ce am făcut, la ce s-a întâmplat, la ce moment, ce mă aflu în această dificultate și ce aș putea face. Și pur și simplu să fiu sinceră cu mine și să conștientizez faptul că, indiferent ce decizie iau, trebuie să fie una nu neapărat bazată pe ce vor alții, dar pe ce cred eu că este corect din punct de vedere moral. Înțeleg că să fii bine, să intri în introspecție, te ajută să-ți placă poate o cale mai dificilă. Dar gândindu-te azi la echipa ta și la o persoană care poate nu te înțelege așa de bine, cum vezi că imaginea asta se potrivește cu ceea ce trăiești tu în echipa astăzi? Se potrivește din punct de vedere că de obicei am dificultăți, mai ales când vine vorba să mă încadrez, să pot să fiu un stat, de exemplu, pe grup clasei. Avem, să pot să-ți tasez și eu dacă există o dispută. Să zic și eu, să caut o soluție, să mă interesez, să pot să spun ce părere am. De obicei, este acea persoană care observă mai mult. Fiindcă văd că dintr-a nou am început să mă distanțez și cumva am continuat tot așa. Până când mi-am dat seama că nu a fost deloc în regulă. E foarte bine. Și referitor la cum am început cursul, la aceste întrebări, o persoană cu care poate nu neapărat cum te înțelegi, e așa o chestie. Ai avea curajul să fii sincer, cum ai spus tu, chiar că ești cu tine, însă, să ai o discuție. Hei, pentru mine nu funcționează chestia asta, trebuie să schimbăm. De-abia în momentul în care o să încep să fiu mai îngrijorătoare, să-mi dezvolt această parte. De-abia atunci simt că voi fi în stare. Dar atunci încă am de lucru. Ok, super, îți mulțumesc mult, Raluca. Mai vrea cineva? Că știu că monopolizez poate cu câte unul din participanți, dar sper că și ceilalți să-și iau ceva din aceste imagini. Chiar aș mai vrea să mai împărtășească ceva cineva. Dacă nu, o să rog pe Loredana. Sau pe domnul Bărba. Ia să vedem. Ăla eu, mai greu. Sunt aspectele acestea, zic eu, mai feminine, cel puțin după mintea mea, mai subtile. Eu personal sunt încântat de ideea să discutăm ce e bine și ce e rău, ce ar face lucrurile să meargă, însă pe baza acestor imagini mi-e greu să fac o călătorie mentală. Deci cam așa, nu găsesc calea de a trece de aceste imagini la realitatea concretă. E ok, se poate întâmpla. Uneori nu se întâmplă asta, așa este. Și alteori, pentru că sunt niște imagini care vin, să zicem, la ghici, când nu suntem față în față, să-ți alegi tu ceea ce te inspiră, este bine. Și apropo de asta, e un punct de vedere. E ok, eu nu văd asta. Dar sunt sigură că alții văd. De exemplu, eu am văzut personal, când nu mă înțeleg cu o persoană, eu asociez mâinile murdare cu persoana cu care nu mă înțeleg. Deci, într-adevăr, poate o chestie mai feminină, cum spui tu, pentru mine are sens. Și învârtitul inelului, da? Adică mă învârt în cerc, pentru mine spun asta, și nu-ți zic în față. Deci pentru mine nu funcționează chestia asta. Și de asta, de exemplu, eu intru într-o poveste și dacă lucrez cu cineva, aș putea să opresc învârtirea inelului și să mă spăl pe mâini. Și apoi aduc asta într-o echipă. Ce înseamnă pentru mine spălarea pe mâini? O discuție clară. Ce înseamnă învârtirea inelului?
să iau decizii mai repede împreună cu persoana. Și așa pot face legătura metaforică dintre imagine și o aduc la echipă. Oricum, îți mulțumesc că ai fost sincer, nicio problemă, este ok. Am să mă duc totuși la celălalt card, că văd că n-a mai intervenit nimeni. Dacă mai vrea cineva, aștept, să știți. Aveți o șansă. Hai că trec la următorul și vorbim pe urmă. Ok, am spus ce merge pentru mine, ce nu merge pentru mine. Ok, dar ce fac mâine? Ce fac? Că vreau să mă înțeleg bine cu echipa, vreau să fie bine, vreau. O să aleg eu de data asta un roșu. Intuiție. Acum, pentru că suntem pe finalul procesului, nu mai stăm așa de mult. Vă invit din nou să vă uitați la imagine. Știți deja cum se face, să spunem. Mergeți pe amintire. Mergeți pe ce înseamnă pentru mine să-mi las urma în țara mea, în corporația mea, în firma mea, în echipa mea. Mergeți pe cuvântul intuiție și ce îmi spune mie intuiția. Și am o întrebare. Dacă aceasta ar fi coperta unei cărți și acesta este titlul, cum ar fi ca această carte să reflecte ceea ce sunt eu, ceea ce vreau eu să las în urmă pe acest pământ, viața mea, realizările mele? Îmi iau eu oare riscul să merg cu intuiția mai departe? Și ce îmi spune mie intuiția astăzi în echipa mea, așa cum este? După ce îmi conduc eu viața? După logică? Sau după intuiție? Vă mulțumesc! Îmi să aleg cardul. Așa. Înainte să continuăm, Loredana, dacă mai ești, doar spune-mi cât timp mai avem ca să știu să mă încadrez. Da, Octavia, păi mai avem în jur de, este vreo 40 de minute, așa. Ok, super, mersi frumos. Cu plăcere. Așa. Ok. Ia să vedem cine vrea să discute și cineva ce n-a mai vorbit și acum putem vorbi de ce aș face eu de mâine în echipă, da? Sau de tot procesul. Și ia să mă uit eu stop share. Doar puțin o să dau stop share. Pentru că I would like to call out names, ca să spunem așa. Gabriela, am văzut că ești, poți vorbi. Vrei să vorbești puțin? Da, e cumva, știi, dacă tot mai e pe negru, nu știi ce face sau pe unde sunt. Cristina, Bianca, Emma, Narcisa, Vicky, oricine. Eu aștept, nu mai continui, până nu zice cineva că vrea să zică ceva. Ai fi zis eu că mă ofer, dar te-ai apucat să strigi nume. Eu am zis tu, Corina, dar aștept. Ia zi, Corina, tu. Cu ce încep? Care întrebare încep? Nu, spune-mi tu, dacă te-ai luat ceva astăzi, adică
te lua valoare pentru ceea ce poți face mâine ca să fie mai bine în echipă? Destul de mult, pentru că dacă vorbim de ziua de mâine, înseamnă că vorbim de un plan. Deci cum raționalizezi o alegere și care este procesul prin care îți asumi că ai făcut acea alegere și consecințele care vin cu ea. Și acolo e tocmai dezbaterea asta între intuiție și a raționaliza care sunt variantele și opțiunile când ai de făcut o alegere. Și, într-adevăr, mi se pare că atunci când lucrăm cu oameni și avem oameni pe care îi cunoaștem, să zicem, de câteva luni, deja începem să formăm o relație mai deep, îmi lipsește adjectivul din limba română, îmi pare rău. Da, mai profundă. Mulțumesc. Deja putem să ne bazăm mai mult pe intuiție, pentru că deja o parte din noi undeva acolo în spate știe care sunt așteptările și care sunt dorințele persoanei respective și poate să prevadă un pic reacția, mai ales dacă suntem într-o poziție în care trebuie să ne asumăm toată responsabilitatea pentru alegerea pe care o facem. De exemplu, dacă schimbăm traiectoria unui proiect sau luăm un alt proiect în locul unuia sau schimbăm ceva, o regulă, de exemplu. Așa. Și, dar pe intuiție poți să mergi cu acordul ăsta, unul, știi? Cum era formula de succes când o să lucrezi împreună? Ce îmi spune intuiția? Intuiția mea spune că la baza unei formule de succes sunt cum ar veni aia 7 ani de acasă. Când ești învățat să vorbești politicos, ești învățat să-ți aștepți rândul, să respecti pe toată lumea, să știi că treaba ta este treaba ta, să o duci până la capăt, lucrurile de bază. Te ajută pentru asta? Că dacă cumva, cum spunea, parcă Raluca, nu știu, care spunea că ok, mi-e jenă de jena ta, pentru că eu cred că tu ai cei 7 ani de acasă și n-a trebuit să-ți spun eu, știi, care este formula de succes în echipă, pentru că a trebuit să știi că să nu vorbești neîntrebat, să... Cum îi spui? Ce zice intuiția că a trebuit să faci? Să oferi ceea ce ai vrea să ți se ofere ție. Pentru că dacă eu vreau ca tu să mă respecti într-o relație profesională, primul pas spre chestia asta este ca eu să te respect pe tine. Și să-ți arăt ție atitudinea pe care vreau ca tu să mi-o arăți mie. Și avem aici respect, vezi? A respect pentru tine înseamnă ceva, pentru mine altceva. Eu într-o zi nu fac ceva ce tu crezi și tu spui, bă, prea, ia vreau cu ce. Am vorbit că să mă respect. Păi te-am respectat. Cum adică, știi? Acum, astea sunt niște relații conflictuale care unde se trage linia într-adevăr. Nu ne referim la... intuiție era cuvântul. Nu ne referim la intuiție ca un principiu care conduce întreaga viață. Este vorba de anumite idei pe care de anumite alegeri pe care trebuie să le facem. Într-adevăr, este normal să greșim, este normal să ne înșele intuiția, dar aici intervine atitudinea noastră. Partea aia de ne asumăm consecințele alegerii noastre. Dar vezi, tu vorbești și eu înțeleg ceva. Eu îl văd pe... Eu sunt elevul tău și m-ar ajuta poți să-mi spui mură în gură ce să fac. Fără ca tu să ai sentimentul, păi trebuie să știi că au 7 ani de acasă. Adică ca la americani. Da, ei, la tocmai asta este... Aia e. Tocmai asta este chestia plăcută. Fiindcă în momentul în care tu vii și începi să lucrezi cu mine, cel puțin astea sunt regulile mele, când intru prima dată la oră, când tu vii și lucrezi cu mine, îmi spui care este așteptarea ta de la mine. Îmi spui dacă îți plac cântecelele sau preferi să citești o poveste, îmi spui dacă îți place să scrii sau îți place să vorbești, îmi spui ce ai făcut până acum și ce vrei să faci de acum. Și vezi, deci toate astea, dacă eu sunt deschisă și îți spun cântecele, tu cum te simți? Tu ca și educator, învățător, profesor, te simți respectat? Da. Apreciat? Da. Iar copilul sau coechipierul a făcut lucruri practice. Ți-a comunicat și a pus caietelul exact. Și a spus tu. Deci asta vreau să observăm, că noi în general avem tendința să spunem generalități.
să mă respect, să fii sincer, să fii transparent și nu îl ajutăm pe celălalt și nici el nu mă ajută pe mine să înțeleg bine șeful, dar ce înseamnă la matale să fii transparent? Doamna profesoară, adică vă respect, doar vă respect mult. Și atunci decât să-i spun, te rog să mă respecti, pot să-i spun, cum ai zis tu, pală-te pe mâini, pune-le caietelele, spune-mi dacă îți place cântecelul. Când nu-ți place un cântecel, uite, așa se procedează. Și de ce spuneam americănește și ziceam că în România noi credem că ei știu și apoi tot noi ne supărăm că n-am fost respectați, pe când dacă I will break it down, deci dacă merg în detaliu, cum ar veni, știi cum e, desenez curtea școlii, uite, am desenat curtea școlii și spunem, noi ne jucăm aici. Când vei sări gardul, noi vom ști că ce să vezi, acordurile cadru au desenat curtea școlii. Nu. Îți mulțumesc mult, Corina. Mai vrea cineva să share-uiască? Ăla e sentimentul ăla, știi, din Zoom, că nimeni nu zice nimic. Bine, o să nominalizez. Ia să vedem. Emma, este Emma? Sau Di Băchești? Cred că trebuia să fac eu o contractare de la început. Like, this is a very, how do you say this, engagement. Let's talk. Raluca, ești pe video, mă bazez pe tine. Zi ceva, Raluca. Să-mi dau cu părerea despre partea asta de intuiție sau... Da, tu ai mai intervenit. Dacă simți nevoia și ți-a plăcut ceva, să ai simțit ceva, te rog. Aș putea să-mi dau cu părerea. Dacă e ok. Da. Păi, când vine vorba de intuiție, consider că, într-adevăr, e partea asta de cunoaștere. Mai întâi petreci mult timp încercând să te înțelegi, să știi cum îți funcționează creierul, pe ce principii, ce calități ai, în general, mentalitatea ta. Și după aceea te uiți la cei din jur. Mai încerci să cunoști pe fiecare cât de mult posibil, până astfel încât să nu ajungi punctul care să te obosești, nici să facem la această extremă. Și după aceea, momentul în care eu decizi, cel puțin în cazul meu, e cumva așa mixt. Și pe partea asta logică, cum ar trebui o variantă mai întâi care o consider eu cea mai bună, evident, din punct de vedere și moral, și după aceea întreb pe cei din jur ce părere au. Evident că părerele o să fie diverse. Și după aceea, partea de intuiție, mă gândesc, caut modalitatea cea bună, luând în considerare și ce au zis ceilalți. Adică să fie așa o amestecătură. Să creezi o strategie, un fel de algoritm în care să includi și pe ceilalți. Cât fiecare să fie mulțumit și simtă că au contribuit, că au lăsat și ei o urmă. Știi că ai văzut că tot vorbești și eu apreciez foarte mult că împărtășești și eu sunt persoana care tot timpul din nou te duc în concret, dar înainte să duc în concret, Raluca, întrebarea este, ești pregătită să-ți iei acest risc și să mergi pe intuiție, nu pe logică? Că logica spune, nu-i spun că mă bate, că mă dau afară, că mă, eu nu-i spun. Dar intuiția zice, dacă i-aș spune, aș scăpa odată de chestia asta. M-aș elibera. Am stabilit cine, ce priorități are și ce trebuie să facă. Am nevoie de mult curaj pentru chestia asta. Cred că depinde. Depinde în acel moment cât de stresată sunt, cât de determinată sunt, să zic, acel lucru. Ok, depinde de determinare. De unde o cumpărăm? În primul rând, din încrederea pe care am și din siguranța pe care am în legătură cu ce vreau să zic. Dacă sunt aproape 100% sigură că ceea ce zic eu e corect, e în regulă, adică are sens și nu e ceva absurd. Și dacă e absurd, ce se întâmplă? În acel moment,
e aceea nesiguranță. Mă gândesc, oare asta e, dar trebuie să zic, e ok, nu e ok, ce să fac? Uh-huh. E acel stres. Uh-huh. Care câteodată nu știu cum să ies din ea. Da. Raluca, mulțumesc foarte mult. Chiar vreau să întreb că ai împărtășit așa frumos. Cine de aici, să zicem că ați fi șeful Ralucăi și el v-a spus chestia asta. Eu nu îndrăznesc să spun, îmi trebuie puțin curaj și doar când voi ști aproape 100%, mă exprim bine, Raluca, da, aproape 100% că e, atunci voi spune. Eu sunt, nu știu, un manager pe logică, mie să-mi faci raportele, ce atâta vorbălaie? Cum? Cine vrea să ajute pe Raluca? Cine vrea să-i vorbească Ralucăi? Ca și cum ar fi șeful ei. Să o încurajeze? Să zică. Mă bazez pe oamenii vechi. Ia să vedem. Mihail, mai ești sau a plecat? Mihail, ești? Ah, s-au pus două doamne, Marcela și cu Ileana. Hai să vedem, poate vrea Marcela sau... Marcela, zi tu, hai! Ok, bună seara! Bună, bună! În primul rând ar trebui să-i dau puțină încredere în ea și să-i spun că și eu am un ochi în spate și pot să o ajut în cazul în care părerea ei nu a fost ok. Și atunci mă bazez și pe intuiția ei, chiar dacă, din punct de vedere tehnic, nu este 100% convinsă că ce dorește să facă este ok sau că părerea nu este susținută de ceva 100% și aș merge pe intuiție. Să explic că este foarte importantă și acea intuiție. Acum depinde ce domeniu ești. Și Marcela, tu ești șefa ei, nu? Așa a spus. Da. Unde îi spui asta? În privat. Unde? Cafea sau oficial? Cred că o chem lângă mine să avem o discuție de tate. Raluca, n-ai emoții, te-ai chemat lângă ea. Coste, că e cel mai ok așa, sincer, în momentul stai cu o persoană față în față, în privat, și să discutați așa calm și încerc să încurajezi, să explici de ce ar fi să faci acest lucru și doamna acela, mulțumesc pentru încurajul. Dacă putem face la toată lumea chestia asta, vai, putem face toată lumea la toată asta, Marcela, o să facem asta? Încerc să fac întotdeauna chestia asta pentru că sunt oameni care nu au încredere în ei și sunt foarte valoroși. Da. Și atunci, dacă nu le dai puțină încredere, nu o să prindă aripi. Să prinde aripi este egal cu... Știi ce? Poți să greșești și eu am greșit și tu. Eu sunt aici. Fiecare poate să greșească la un moment dat, dar cred că poate ieși un lucru bun, indiferent dintr-o idee, clar, poate ieși un lucru bun. Poate tu ai gândit jumate din situație, celălalt a gândit cealaltă jumate din situație și într-o echipă produsul final este ok. E foarte bine. Mersi, Marcela. Ileana, dacă te-ai pus pe video, vrei să-mi spui ceva? Nu, nu, cumva, nu? E pe tăcere, pe mut acolo. Eu totul aștept pe Mihai. Mi-a plăcut. Mihail, a plăcut cum am vorbit. Nu mai găsesc. Vreau și să vorbesc cu ea. Dacă nu, o pun ori pe Corina, ori pe Loredana. Loredana, ești? Nici Loredana mai e. Corina, ești? Celălaltă Corina. A, domnul Barba, ziceți. Mă dau prins. Mă dau prins și nu știu ce să spun. Chiar eu înțeleg că am așa lucrurile. E foarte bine să existe comunicare între oameni, între șef și subordonați, între subordonați între ei, între subordonați și șef. E bine să creeze acest cadru. Dom'le, uite, la noi așa se întâmplă lucrurile. Tu cum vrei să fie? Tu ce așteptări ai? Sunt de înțeles aceste lucruri care le cer tu și care le cerem noi? Ok, ne punem de acord cu acest contract cadru, să zicem, contract în care stabilim ce vrem să facem. Ăsta e un lucru foarte bun. Facem evaluări periodice, discutăm despre cum merge treaba, dar eu înțeleg că această points of view este un instrument care să te deblocheze. Nu îți dai seama ce ai putea face într-o anumită situație. Și vine și ți se dă niște imagini și niște texte, așa înțeleg eu,
prin care mintea ta este atât în partea imaginativă, cât și în partea logică stimulată să caute la acele disfuncții în niște soluții, să și le găsească acolo în, exact. În, da, mintea, în mintea ta, care dintr-o discuție atât așa, fără să ai niște stimul suplimentar, nu ies acele idei. Nu... Așa, bravo, așa este. Acum, dacă ai avea cardurile, îți inviți persoana lângă tine, hai să ne uităm la aceste imagini. Alege tu ce înseamnă pentru tine să ne înțelegem. Alege tu ce înseamnă pentru tine să nu ne înțelegem. Și hai să ne gândim împreună, deci deschide limba, nu? Deschide comunicarea. Dialogul, da. Iar ca antreprenor sau ca manager, știind puțin jocul, și intrând tu însăți, deci tu dai exemplu, uite, pentru mine, cum am spus eu, învârtirea inelului înseamnă să nu-mi spui, să mă minți. Și aș vrea să scoatem inelul. Cum? Ce înseamnă pentru noi să scoatem inelul? Și tânărul sau coechipierul, nu vrea să fie tânăr, dar la tine merge, vă spuneam de generația millennial și Y, mă, la mine e așa. Și atunci, într-adevăr, este instrument bun de deschidere a căilor de comunicare. Ați prins foarte bine. Eu așa îl identific ca utilitate. Acum, în practica din România, nu știu cum este în America, dar în viața din România, lumea se ferește de aceste discuții. Chiar le consideră ofensatoare. Păi cum nu știu eu ce trebuie să fac ca să fie bine? Da. Asta este, să zicem, opinia angajatului. Și opinia șefului zice, păi ce, eu cer ceva normal, eu cer ce e normal să se întâmple, nu vin cu nimic deosebit. Atunci, ambele părți, când ar face acest dialog, ar face această discuție, s-ar implica în clarificarea acestor aspecte, au o reținere. Eu așa o spun și o spun că o simt, se întâmplă. Și, din potrivă, mai au și, sau mai mult de atâta, mai au și această tendință de a agrea formal niște lucruri. Băi, ce mă spuneți voi că se întâmplă aici? Păi uite, la noi avem o valoare colaborare. Dacă te întreabă cineva ceva, sări în ajutor, n-ai ce face, tu îl întrebi pe altul care vezi că e supraîncărcat. Hai să te ajut cu ceva. Oh, sigur, așa sunt eu, bine, de-abia așteptam să lucrez într-o firmă în care valoarea colaborare e prima la rând. Și după aceea nu se întâmplă asta. Așa este. Vezi că este generalist. A colabora pentru mine înseamnă numărul de dăți în care tu ai sărit în ajutor pentru un coleg, să zicem, că nu știu ce înseamnă colaborare. Pentru mine colaborarea înseamnă ta-ta-ta. Dar acest aspect, să fii foarte concret, este bun. Acum, fișa postului la noi are undeva 6 pagini. Eu ca să pot să fac fișa postului, să descriu modul în care trebuie să lucreze, inclusiv la acest nivel de claritate, cred că ar trebui să aibă de la 40 în sus. Da. Pentru că sunt atâtea lucruri care se întâmplă la servici, în această conlucrare, da? Același aspect cu înțelegerea greșită sau interpretarea în sens, nu înțelegerea greșită, fiecare interpretează în sens personal valorile real grup, colaborare, implicare, responsabilitate, îmbunătățire, performanță. Fiecare interpreta în felul lui. Băi, astea sunt ceea ce ne leagă pe noi la un loc, aceste valori, dar... Da, e bine. Cum pun degetul pe ele. Acum, e bine că ați menționat de fișa de post, poate că nu puteți atinge acolo. Și mai e ceva, domnul Valban, de exemplu, stai că o iau pe altfel. Din cele 8 întrebări care sunt aici, care ar fi, nu știu, dacă ați pune-o mâine și ar fi ca o practică religioasă, să spunem, cu fiecare nou colaborator, partener, angajat, subordonat direct al dumneavoastră, care credeți că ar rezolva ceva probleme? Sau nu probleme, ceva situații? De principiu, eu consider că toate sunt utile. În practică, vor fi agreate formal, lucrurile se vor întâmpla așa cum vrea fiecare, și în final, neexistând, nu știu, implicații negative de nu știu, sancționare, cum să mă exprim așa, nu-i pasă nimeni de nimic. Zice, ce ai spus șeful, ce trebuie să fac eu ca să ne înțelegem? Colaborare.
Ce înseamnă colaborare? Uite, îți dau aici explicații. Acele valori scrise așa 5 rânduri, după aia am stat și cu echipa și cu așa, am stabilit mai multe detalii. Uite, asta înseamnă colaborare. 1, 2, 3 linii. Ce înseamnă performanță șeful? Uite, 1, 2, 3 linii în plus. Și ce înseamnă? Uite, astea sunt. Ia frumos mata, citește, vezi, ești de acord cu ele. Da! Că îmi dat salariul care îl cer, da. Sunt de acord, șeful. Nici nu vă faceți nicio grijă. Vin. De mâine sunt la lucru. Dar nu se concretizează așa repede acele valori. Dar să știi că vă țin iarăși, I hold you accountable. Totuși, din cele 1 până la 8, alegeți una care dacă ați contracta, s-a rezolvat niște chestii. Una singură. Mm-hmm. Adică e importantă 5. Ce vom face când lucrurile vor deveni dificile? Asta este. Vorbesc foarte serios. Și apropo, echipa, ziceam, familia, ruda, soacra, bunica, băi, ce voi face când tu, că poate mi-e jenă să te dau și afară, scuzați expresia, sau poate mi-e jenă să duc la HR să-ți fac referat sau să-ți fac comisie disciplinară. Ce voi face? Că eu te-am adus în echipă și 5 e bun, domnul Barban. Cum stăm cu o jenă de jena lui, ca să-i spun din prima? Aceste acorduri mai mult morale, ce abordarea de aici, sunt slabe. Sunt slabe. Ce ziceam la început? Simple? Sunt simple, dar nu sunt atât de angajante. Opinia mea, experiența mea de viață. Poate, repet, în alte părți, oamenii tratează mai serios serviciul și poate în ultimii ani lumea a devenit mai competentă, corectă și utilă și în România. Însă eu am trecut prin experiențe, sigur, punctuale, nu pot să generalizez, oameni care au fost și incompetenți și incorecți și care n-au vrut să facă lucrurile utile și nu le păsa de nimic. În ziua în care l-am luat la întrebări, zice, vă prezint o hârtie aici, a scris sus pe demisia. M-am salutat. Vedeți? Da. Păi, ăsta este un drept al angajatului, poate oricând să zică, până aici nu mai vreau să mai lucrez cu dumneavoastră și la revedere. De atunci, la 5, ar fi răspuns acest angajat, când lucrurile vor fi deveni dificile, domnul Barban, eu îmi dau demisia. Și bă, bine că mi-ai zis. N-ai putea înainte să-ți dai demisia. Să avem o discuție, să avem stegulețul 1, 2 și 3 și de la tine și de la mine, cu ce poți să te servesc, cu ce nu poți tu servi să meargă. Eu vă spuneam de acest simplexity. Sunt foarte simple. Dar eu când întreb 5, ce vom face cu lucrurile vor deveni dificile? O să meargă bine, domnul Bărbar. Nu accept asta. Hai să discutăm. Uite o cafea. Hai să vedem. Hai să vedem ce o să se întâmple. Poate o să vreau să te dau afară. Poate tu vei vrea să-mi dai demisia și eu am nevoie de tine. Sunt discuții grele, să știți. Așa este. Deci, discuțiile sunt grele. Angajamentul poate să fie formal și fără impact în viitor. Este opinie personală. Da, atenție, că... Nu cere angajament. O să fac colaborare. Da, angajați-mă, las pe știu eu. Păi, nu. Ce vom face în lucrurile devin dificile? Păi ne întâlnim să discutăm. Iată, o să facem niște atenționări, o să facem, nu știu, dacă simți nevoia, facem și o instruire. Da. Foarte bine, hai să le punem în calendar. Și din partea ta ce se întâmplă? Când nu o să mă mai suporți, că poate sunt un șef rău, nu zic de dumneavoastră. Da, nu știu nimic, domnul, o să fie bine. Îl ții accountable. Totuși, ce vei face când ceva nu o să-ți convine la mine? Eu nu știu că greșesc ca și manager. Păi nu știu, mi-e rușine, că asta este cultura în care suntem. Știți? Dar sunt de acord cu dumneavoastră, este greu. Eu personal recomand această abordare atât sau în primul rând în relație de cuplu, în relațiile de familie, pentru că multe lucruri de bine ne imaginăm la început și după aia apar celelalte lucruri. Da. Și dacă nu suntem pregătiți pentru celelalte lucruri dificile și visurile noastre acelea nu se îndeplinesc, este problema. Este mai greu.
Mă uit și la ceas și vă mulțumesc pentru intervenție. Sper că am ținut cumva noi discuția. Eu mulțumesc și participanților, că au fost participanți care au fost activi. Foarte activi. Acum mă întreb din nou câte participanți. Uitați-vă aici, am copiat un link. Cine mai e pe fază, ca să zicem așa. Am să-l las în chat. Ok. Și ce vreau să vă rog? Dacă aveți pe telefon, într-adevăr, cred că nu se poate pe telefon, eu am încercat și e mai greu. Pur și simplu accesați acest link și veți intra sub anonimat, și deja lumea a început să intre sub de animale, veți intra pe dashboard-ul meu, pe bordul meu de lucru. Și aici ce vreau să vă rog, este ca un mic feedback doar pentru mine. Loredana și Corina și Fundația CCU o să vă trimită și un formular de feedback oficial. Aici, uite ce vă rog, apăsăm pe aici, sticky notes, tragem așa, fac puțin mai mare, și aș vrea să răspundeți. Mi-a plăcut, nu știu, povestea, puteți să luați altă culoare, mi-a plăcut atmosfera, ce doriți și singur, așa foarte bine, că a intrat și Cristina, foarte bine, vă trageți și spuneți ce am învățat, poate ce mi-a lipsit, da? Fiecare două, trei cuvinte puteți să lăsați aici. Așa, foarte bine. Vă las așa să vă exprimați, totul este confidențial, dacă nu v-ați pus numele, pur și simplu apare că este un căluț, un delfin, o albină sau un nâf, așa. Și vă plimbați singur și îmi dați aici, să vedem că pot să vă chem aici. Okay, foarte bine, așa. Deci, din nou, dacă cumva nu m-ați auzit sau ați fost departe de calculator, dacă aveți computer și nu telefon, intrați pe chat, intrați pe link, și lăsați două, trei cuvinte aici. Eu trebuie să recunosc că am dificultăți, așa că dacă îmi permit, sau poate la sfârșit, după ce ceilalți și-au spus opiniile, să zic verbal. Da, adică înseamnă că nu vă funcționează link-ul? Da, nu știu, nu, ceva nu merge. Aha, ok, vezi că nu știu. Eu am mai testat și până acum am mers, dar cred că depinde și de browser. Vă dă o eroare ceva? Nu, m-am înscris, apar jos acolo, dar nu știu cum să completez mai departe. Dar asta vă aduc aici, imediat, să vedem dacă pot să vă aduc aici. Ia vedeți dacă ați ajuns și vă uitați pe ecranul dumneavoastră, nu pe a meu. Eu mă uit pe ecranul meu, da. Da, și vedeți pagina asta cu tot ce am scris eu acolo, cumva? Eu, da. Eventual, mergeți în partea, puteți vă plimbați oriunde pe pagină. Eu am pus feedback-ul în dreapta jos. Dreapta jos. Așa, și aici este un buton în care eu aduc toată lumea în zona asta, aici. Merge acum? Ok. Dacă nu vorbim, nu e problema. Așa, scrieți cum puteți, că pe urmă le fac eu mai mici sau mai mari, doar lăsați în cadranul respectiv. Loredana, dacă vrei, chiar aș aprecia dacă ai lăsat și tu, și Corina, dacă puteți. Știu că Corina poate era pe telefon, nu știu dacă poate. Da, eu am intrat și la fel și eu încerc să îmi dau seama ce e de făcut. E, da. E mai modern, într-adevăr, dar până acum n-am auzit. Ia să ne fac. Așa.
fața, așa, foarte bine, văd că ești acolo, e bine. Ce trebuie să faci, uite, dacă te uiți puțin pe ecranul meu, se apasă așa, uite-te puțin pe ecranul meu și îmi iau un sticky note și îl pun. Da? Deci apăs pe... Ah, ok. Uite, scuză-mă, poate am așa. Și îmi iau o culoare și mi-o pun unde vreau și scriu. Ok, ok. Loredana, ai și tu? Da, da. La mine funcționează. Așa? Sunt multe culori, unele sunt deja folosite. Scriu pe o culoare disponibilă? Da, sau în partea stângă, dacă vă uitați pe ecranul meu, uitați aici o chestie, text, apăs așa, clic și da, îmi iau pot ce vreau. Să scriu, da. Da, și îmi iau și iau orice culoare și o pun. Pe ecranul din calculatorul dumneavoastră. Cred că cei mai mulți oameni așa online am avut, nu știu câte, vreo 40 online și era toată lumea mișunat pe acolo și scria, a fost așa de drăguț. Loredana, sunt ok și cu timpul, da? Ne încadrăm. Da. Pentru că înțeleg că trebuie să dai și tu feedback-ul. Da, o să-l dau și eu după ce terminăm aici, o să-l lansez și pe al meu. Mai mic așa, uite așa. Cred că s-a mișcat puțin asta, ia să vedem dacă pot să modific ceva. Să duc așa mai în jos, că cineva cred că din greșeală am mișcat. Așa. Ok. Hai să mai continuăm, nu știu, maxim un minut. Și Loredana, îți predau ție ștafeta, să spunem așa, da? Da, uite, văd că ce mai scrie, într-adevăr, că metoda este de interes și da, este... Așa de greu este să o prezint pe repede înainte, în timp scurt și digital, și online, când nu văd omul și nu pot vorbi și așa. Dar voi știți, cred că deja asta cine mai lucrează. Din păcate, suntem așa de mult digital acum și mai pierdem de anumite chestii. Vă mulțumesc foarte mult! Ok, cred că în principiu suntem gata, văd că doar o persoană mai mișcă așa. Loredana, Corina? Da. Ok, deci dacă am terminat cu sondajul tău, așa mai jucăuș, mai colorat, o să lansez și eu pe al nostru care este într-un Google Forms. Unele întrebări cu variante de răspuns, în principiu cu note de la 1 la 10 și câteva în care le permite participanților să formuleze și o
opinie despre webinarul din seara aceasta în câteva cuvinte. Nu o să ia foarte mult, adică cred că într-un minut e dar am apreciat foarte mult dacă ne-ar ajuta cu acest feedback pentru a ne îmbunătăți mai departe și noi anumite aspecte și să-ți revină și ție la fel părerea lor despre tot ce s-a întâmplat în seara asta, pentru că este important. Da. Și pe de altă parte, așa îmi doresc să ne reîntâlnim față în față. Asta e doar o metodă de a juca, apropo că vorbeam domnul Varban, uneori este greu să te conectezi. Modul în care se joacă și sunt mai multe instrumente, nu doar acesta, jucăm sau lucrăm cu flipchart pe echipe, discutăm, alegem. Uneori cadrurile nici nu mai sunt importante, ne conectăm la de ce suntem aici, la problemă. Mai există un instrument, se numește Faces, îl mai lucrez cu echipele de leadership, doar pe alb, negru și imagini. Și se lucrează în diade pe ce potențial am eu, ce pot eu să fac astăzi, cine am fost în trecut, cine sunt astăzi și ce pot face mâine. Și, într-adevăr, poate persoane logice nu intră în poveste și este ok, dar întrebările rămân. Subconștientul meu te zgândări din când în când. Cum? Nu s-a auzit. Subconștientul trebuie zgândări din când în când. Totuși, așa, introspecția acolo. Așa, introspecția ne poate ajuta. Acum, sunt fir și fir, sunt persoane mai dispuse la această introspecție, analiză, sunt persoane mai puțin. Acum, trebuie să ne acceptăm în diversitatea noastră și cum a fost abordat în cadrul evenimentului, să avem în vedere rezultatele. Sigur că într-o armonie, într-o colaborare, într-o comunicare bună, rezultatele sunt mai bune. Dar să nu cădem în ipostaza, să ne preocupăm prea mult de partea aceasta de colaterală și să neglijăm rezultatele. Deci eu ce recomand un echilibru la toată lumea. Să se gândească cât timp și cât energie acordăm pentru asemenea abordări, ce impact au și să facă niște teste, să le aplice de câteva ori, să vadă ce impact au și să vadă ce se potrivește, ce duce la rezultat. Știți cum mai terminăm noi uneori, dar vezi cum se spune că vrem să facem interactiv. Pentru interactiv trebuie să ne scoatem de pe mod și v-aș ruga să facem asta, dar vă las și să completați feedback-ul. Cum procedăm uneori la sfârșitul unui webinar de points of view? Facem un round the table, deci înconjurăm masa și cerem un cuvânt. Ce a semnat astăzi pentru voi jocul? Știu că n-am putut experimenta și timpul foarte scurt. Ce a însemnat pentru mine experiența de astăzi într-un singur cuvânt? Acum eu v-aș invita, numai că am așa o reținere că am văzut că nu prea se pune lumea pe speaker. Putem încerca? Dezvoltare. Dezvoltare, foarte frumos. Ileana, nu scapi. Ileana, ești pe video, deci spune. Nu spui, uite, spune și citesc pe buze. Sau putem scrie în chat. Sau scrie în chat, da. Acum, cred că de când am intrat în jocul acesta, chat-ul nu mai e disponibil, cel puțin la mine. Nu-l mai văd. Eu nu văd acum. Este. Ia să vedem, mai se pune cineva pe unmute un cuvânt ce a însemnat asta sau a scris destul, a scris pe feedback. E ok, hai că e ok. E destul de greu cu camerele negre. Eu cred că unora dintre participanți li s-a trezit curiozitatea pentru a aprofunda subiectul. Poate cine este blocat, se simte blocat într-o anumită situație. Să-și dea seama că sunt căi de a ieși în acel blocaj și că, da, comunicarea ajută la a face o disfuncție să meargă, a face un progres. Curajul, că și din partea curajului, dar subordonat, să ceri o discuție cu șef. Șef, ce o să facă dacă merge bine? Comunicarea și curaj. Raluca, bravo, bravo. Da, da, de acord. Mulțumesc.
Loredana, Conina, dragi, era să spun spectatorul, doamne, dragi participanți, asta am fost eu astăzi, aici, acum, v-am servit cum am putut eu mai bine în condițiile astea. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc anticipat pentru tot feedback-ul și o să-l citesc foarte atentă. Mulțumim, le las să închidă seara. Mulțumim pentru această idee nouă. Pentru mine este complet nouă. N-am mai auzit niciodată de ea. Poate și de aia n-am putut intra așa ușor în joc. Că este și un joc, nu? Până la urmă, un joc. Da? Dar iată că mi-e îmi dă de gândit. Oricum, partea aceasta de a clarifica cu oamenii cu care suntem, vrem să formăm o echipă, cum să o facem să funcționeze, cred că este o recomandare extraordinară, extraordinar de bună. Să ne bazăm că lasă că tu înțelegi ce înțeleg și eu. Că cel mai probabil el înțelege altceva decât ceea ce înțeleg eu. Sau parțial înțelege altceva. Și asta conduce după aceea la așteptări care nu se îndeplinesc, la frustrări, la disfuncții, la, să zicem așa, timp neplăcut petrecut împreună. Mulțumesc și eu. Loredana? Eu mulțumesc și da, sunt aici. Da, le mulțumim și participanților. Îți mulțumim și ție, Octavia. De obicei, domnul Varban încheie. Hei, și mulțumesc și Loredanei și Corinei pentru organizarea evenimentului și lui Ionuț, care nu este astăzi cu noi, că e și el în vacanță, om este, da? Chiar m-am amuzat mult, Octavia. Ionuț, oaia neagră, nu? Gheorghiță, Ionuț, păi... Știm despre cine vorbim, dar este un om de bază. Nu este o coincidență de nume. Colegul nostru și cu numele folosite în seminar. Ok, deci încă o dată mulțumesc tuturor și vă mai așteptăm atât în calitate, Octavia, de trainer, speaker, cât și în calitate de participanți. În acest chestionar ne puteți solicita și vă rugăm să solicitați subiecte care vă interesează. Vrem să mergem pe ceea ce vă este util, că de aici competenți, corect și utili și toate cele bune în seara aceasta. Mulțumesc și încă o dată și seară frumoasă! Seară frumoasă! Mulțumim mult! La revedere! La revedere! La revedere!